În situația conducerii autovehiculelor pe timp de ploaie este necesară utilizarea luminilor de întâlnire și pe timpul zilei, pentru toate categoriile de drumuri, precum și a celor de ceață. Aceasta este una dintre recomandările polițiștilor de la rutieră pentru șoferii care circulă pe o vreme ploioasă. Recomandările vin în urma creșterii numărului evenimentelor rutiere în perioadele de vreme rea. Pentru a evita astfel de situații, polițiștii de la rutieră vă recomandă să conduceți prudent și să țineți cont de anumite criterii. În primul rând, autoturismele este obligatoriu să fie dotate cu cauciucuri de iarnă. În al doilea rând, în zonele periculoase, în special în zonele periculoase, să se circule cu o viteză care să permită prevenirea oricărui pericol. Și mă refer aici la zonele de pantă, la treceri pentru pietoni, la curbe cu vizibilitate redusă și alte zone periculoase. În al doilea rând, conducătorii auto trebuie să se asigure că sistemul de iluminare-semnalizare este perfect funcțional. De asemenea, polițiștii recomandă păstrarea unei distanțe mai mari față de autovehiculele care circulă în față, precum și evitarea acționării bruște a mecanismului de direcție și a sistemului de frânare al autovehiculului pentru evitarea agvaplanării. În condițiile unui trafic aglomerat, precipitațiile pot determina apariția unor blocaje rutiere temporare. Nu vă angajați în depășirea unei coloane de autovehicule fără a avea o bună vizibilitate și efectuați fiecare manevră în trafic doar după o temeinică asigurare.